Cafeaua Nației, pe starea nației.ro și aplicația Starea Nației. Evident că s-a dat alarma pe unitate în PSD. Toată lumea a fost mobilizată pentru războiul cu Iohannis. Fiecare după pricepere, după puteri, să pună umărul la apărarea doamnei Dăncilă. Nu putea lipsi din dispozitiv Carmen Dan, vecina de la partera doamnei Veorica. Știți, bă, că au fost vecine, au stat în același bloc din Videle. Nu, președinte Iohannis a spus că doamna Dăncilă nu face față poziției de premier. Dumneavoastră o cunoașteți cel mai bine pe doamna Dăncilă. Dumneavoastră ce credeți? Aș opri puțin aici pentru a remarca întrebarea. Senzație! Dumneavoastră o cunoașteți cel mai bine? Sigur ați stat mult de vorbă în scara blocului, la o sămânță. Sigur ați schimbat niște rețete ca gospodinele, na? Cam așa s-a pus problema. Ca la un reality show, ca la emisiunile lui Teotrandafir de pe vremuri. Și nici nu se putea să sune altfel, căci asta avem noi aici în România, da? Un reality show cu niște doamne și domnișoare ajuns se parcă fără voia lor să conducă țara. Domnul președinte a avut o supărare și toată lumea a constatat lucrul acesta. Corect, scurt la obiect, fără floricele. Exact genul de răspuns la care mă așteptam. Președintele a avut o supărare și... Ce supărare, doamnă? I-au dezumflat golanii roata de la bicicletă? S-a uscat o floare din birou? E supărat că nu mai e zăpadă pe pârtii? Dar mă rog, ce putea să spună și Carmen Dan? Era într-o vizită pe litoral, o inspecție de 1 mai, ceva de genul ăsta. Bătea soarele, ea se uita absentă la mașinile poliției, a dat mâna cu câțiva jandarmi. Cred că nici ea nu știa ce căuta acolo. Ce vreau să vă asigur este că primul ministru, dar și guvernul, pentru că până la urmă obiectivul nostru major este să punem în aplicare cu orice risc programul de guvernare, întotdeauna a avut deschidere. Primul ministru, pentru că obiectivul major, întotdeauna a avut deschidere. A avut deschidere, dar a avut telefonul închis la Pitești, dacă vă amintiți. Da. Doamna Dan, vă mai spun o dată, deși văd că nu se lipește. Prim-ministru, articulat prim-ministrul. Nu există primul ministru. Doamne, Doamne, de unde vin acești oameni? Serios? Auzi la Carmen Dan, trebuie să punem în aplicare cu orice risc programul de guvernare. Cum vine asta, mă, cu orice risc? Voi înțelegeți ce vrea să spună doamna Dan? Că mie îmi sună amenințare, de-aia întreb. Sau, ca să vorbesc ca la guvern, am avut o amenințare și toată lumea a constatat lucrul ăsta. Cafeaua Nației, pe starea nației.ro și aplicația Starea Nației.